Cei 6 norocoși din satul Bozovici au ales împreună variantele de pe biletele jucate și fiecăruia i-a ieșit câștigător unul dintre numere. Da, au câștigat. Lozul mare, potul. Și 6 persoane care au împărțit. N-au fost nici care bogați, au fost tot oameni năcăjiți. Cum le-a venit ideea? Cum? Eu și-au pus fiecare câte o număr acolo și au ieșit chiar alea care trebuia. Au nimerit, au avut noroc. Îi cunosc, sunt din zonă. Am auzit că chiar aveau nevoie de bani oamenii ăștia. Toți au nevoie de bani. Toată lumea are nevoie de bani. Dar jucau de mult anul ăsta sau? Da, joacă tot timpul. Sunt clienți care joacă. Au câștigat, mai joacă? Da. Joacă da. Mult. Da. Oamenii din sat deja le dau sfaturi despre felul în care să-și cheltuie banii. Mă bucur pentru ei, chiar mă bucur. Ce credeți că ar putea să facă cu banii? O afacere. Mă gândesc să deschid o afacere, pentru că avem terenuri bune. Să înceapă să facă o investiție. Să facă o fermă mică, ceva, la început. Să le dea Dumnezeu sănătate. Ce ați face cu banii de cât câștigat dumneavoastră? Ce să facem, domnule? M-aș lua o casă, că n-am casă, n-am masă. N-am nici de sare bani mâine. Norocoșii câștigători au între 40 și 50 de ani și sunt hotărâți să joace în continuare și să folosească aceeași formulă care le-a adus noroc.